Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Carmen Gârbea și vă invit să urmăriți știrile din agricultură. Haideți să vedem mai întâi care sunt titlurile acestei zile. Cultivatorii de legume și fructe din România vor avea la dispoziție cea mai mare piață virtuală. Revenim imediat cu detalii. Producătorii agricoli europeni vor primi anul viitor peste 100 de milioane de euro. Pentru ce vor fi alocați acești bani, aflați în câteva momente. Consumatorii pot verifica online dacă un produs alimentar prezintă sau nu un risc pentru sănătate. Vă spunem cum în jurnalul de astăzi. Cultivatorii de legume, fructe sau ciuperci din România vor avea la dispoziție, de la sfârșitul acestei luni, cea mai mare piață virtuală. Este vorba de un portal online în care vor transmite comercianților sau intermediarilor stocurile disponibile și prețurile în timp real. Bursa legumelor și fructelor va reflecta în situația reală din piață, în contextul în care autoritățile încurajează comercializarea produselor autohtone. Cultivatorii români de legume, fructe sau ciuperci vor avea expunere totală începând cu finalul lunii octombrie față de micii și marii comercianți. Organizația Interprofesională Națională Protcom Legume, Fructe, Ciuperci a dezvoltat un portal online prin intermediul căruia cultivatorii autohtoni pot publica situația stocurilor în timp real și prețurile stabilite. Site-ul, o veritabilă bursă a cultivatorilor, oglindește de fapt situația reală din piață. Portalul asigură asistență tehnică producătorilor care pot comunica situația stocurilor și a prețurilor la nivel național individual. Fiecare producător va publica informațiile necesare comercianților și nu numai. Noi asigurăm și marketingul, astfel că toate ofertele vor avea vizibilitatea dorită, a declarat în exclusivitate pentru superhrana.ro Aurel Tănase, președintele OIPA Legume Fructe. Site-ul protcom.ro este momentan în perioada de teste și va fi lansat în mod oficial la finalul acestei luni. Producătorii agricoli europeni vor primi anul viitor peste 100 de milioane de euro. Banii sunt alocați pentru ca aceștia să găsească noi piețe de desfacere și să promoveze consumul propriilor produse în afara și în interiorul Uniunii Europene. Sprijinul va fi exclusiv din partea UE, astfel încât selecția națională a programelor de promovare va fi eliminată, iar cofinanțarea va crește la minimum 70%. Enjoy is from Europe, noua politică de promovare adoptată pe 13 octombrie 2015 de Comisia Europeană, îi va ajuta pe producătorii agricoli să deschidă sau să consolideze piețele internaționale și, de asemenea, îi va face pe consumatorii europeni mai conștienți de eforturile fermierilor, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene citat de agroinfo.ro. Bugetul Uniunii Europene pentru promovarea produselor agricole va crește anual până la 200 de milioane de euro în 2019, în timp ce dispare cofinanțarea națională, astfel că vor fi condiții mai echitabile între producătorii din statele Uniunii Europene. În bugetul de 111 milioane de euro alocat pentru 2016 sunt incluși și cei 30 de milioane de euro anunțați de comisarul european Phil Hogan în septembrie 2015 pentru sprijinirea producătorilor din sectoarele laptelui și cărnii de porc. Noua politică de promovare extinde atât categoriile de beneficiari ai sprijinului, cât și tipul de produse pentru promovarea cărora se acordă finanțare. Astfel vor putea fi promovate pe banii Uniunii Europene și produse procesate, precum pâine, paste făinoase, ciocolată, cu permisiunea de a specifica originea lor. De asemenea, vor fi simplificate procedurile administrative. Selecția programelor eligibile pentru finanțare se va face într-o singură fază, la Comisia Europeană. Potrivit Comisarului European pentru Agricultură, Phil Hogan, care a anunțat noua politică de promovare pe 13 octombrie 2015, exporturile Uniunii Europene sunt estimate la peste 100 de miliarde de euro. Consumatorii pot verifica online dacă un produs alimentar reprezintă un risc sau un potențial risc pentru sănătatea publică. E suficient să intre pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și să verifice dacă se suspectează că un produs alimentar prezintă un risc pentru sănătatea publică și despre măsurile întreprinse pentru limitarea acestuia. Potrivit agrointel.ro, începând din luna aceasta, pe baza notificărilor furnizate de operatorii din industria alimentară, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor publică informări privind rechemarea produselor alimentare de la consumatori pe site-ul www.ansvsa.ro. Ce trebuie să facă fermierii pentru a evita greșelile la întocmirea documentației pe care o depun la AFIR și cât de avantajoasă este o afacere demarată cu fonduri europene, vom afla chiar de la directorul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Dolj, Daniel Popescu. Urmează interviul zilei.
Domnul Popescu, sunteți directorul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din județul Dolj. Prin intermediul instituției pe care noastră o conduceți, se derulează fondurile pentru dezvoltarea sectorului rural și implicit a celui agricol. Dacă ar fi așa să faceți o statistică sau un inventar al greșelilor pe care le fac în general fermierii la depunerea proiectelor, ați constatat o greșeală comună sau un lucru care se regăsește mai frecvent? Să știți că nu am avut foarte multe probleme referitoare la greșele. În general, fermierii vin cu documentațiile bine puse la punct. În sensul că pe site-ul nostru se află atât ghidul solicitantului, cât și procedurile de lucru privind ceea ce solicităm noi la depunerea documentației și în acest fel ei urmăresc ca să îndeplinească toate aceste criterii. Atunci când vin la noi, deja sunt cu lecțiile bine făcute. Dumneavoastră, ca și specialist, ați putea să faceți așa o paralelă între actualul PNDR și vechiul PNDR? Ce se întâmplă? Măsurile care au fost finanțate prin vechiul PNDR se găsesc și în noul PNDR. Acum apar o serie întreagă de noutăți referitoare la faptul că pot să-și depună aceste documentații online. Este mult mai facil pentru fermieri, nu trebuie să se mai deplaseze. După aceea avem o bază de date privind achizițiile și în acest fel se pot orienta la prețurile pe care și le pot permite ca să achiziționeze diverse utilaje. Ce să vă zic, alocările financiare sunt anuale vis-a-vis de noul PNDR. Ar mai fi probabil și faptul că totuși documentația este ceva mai stufoasă. Adică regulile sunt mai stricte, dar și banii sunt mai mulți. Această documentație caută să elimine orice fel de inadvertență în implementarea acestor proiecte și atunci se cer foarte multe documentații. Dar eu zic că merită aceste documentații foarte multe ca să fie asigurat că proiectul va fi dus la final cu succes și nu vor exista probleme de retragere a sumelor alocate în condițiile în care respectivul beneficiar nu îndeplinește tot ceea ce și-a propus prin planul de afaceri. Deci, cu alte cuvinte, și gradul de eligibilitate va fi mai ridicat în cazul proiectelor depuse sigur, pe acest sigur. Plan. Sigur, și gradul de eligibilitate crește, la fel și respectarea criteriilor de selecție duce la obținerea unui punctaj superior. Domn director, în finalul discuției noastre de astăzi aș vrea să vă întreb un lucru. Din câte am discutat până acum, există un număr mai mare de fermieri care se adresează agenției, care vor să acceseze proiecte. Din câte am fost noi pe teren, au fost și persoane care spun, aș accesa fonduri, dar mi-e teamă de documentație, mi-e teamă, adică au rețineri. Dumneavoastră, ce le-ați transmite acestor oameni, astfel încât să-i convingem și pe ei că ar fi un pas accesarea fondurilor europene? Ce aș putea să le spun? În sensul că atunci când vrei să-ți faci o afacere în agricultură și ți se oferă nerambursabil o sumă de bani, mă refer la tinerii fermieri care primesc 50.000 de euro nerambursabil sau la măsura 6.2 privind activitățile non-agricole în zona rurală, unde ajutorul financiar se ridică la 70.000 de euro nerambursabil. Orice afacere care are un ajutor de acest gen are șanse mult mai mari să fie dusă la bun sfârșit în aceste condiții decât dacă respectivul fermier s-ar apuca cu banii lui să-și atingă acest obiectiv. Nu cred că ar trebui să ne facem griji în ceea ce privește absorpția fondurilor, pentru că, iată, nici nu s-a terminat data de depunere a proiectelor 30 octombrie și deja fondurile au fost consumate în totalitate. Da, interesul oamenilor este real și există. Este foarte mare, este foarte mare, da. Produse din pește, din carne și din lapte, sarmale din Maramureș, pălincă, dar și magiuni de prune topoloveni. Toate acestea le puteți găsi începând de astăzi la târgul organizat de Ministerul Agriculturii în curtea instituției. Evenimentul marchează Ziua Mondială a Alimentației, care coincide în acest an cu aniversarea 70 de ani de la înființarea Organizației pentru Agricultură a Națiunilor Unite.
Târgul a fost deschis de secretarul de stat Ioan Uțiu, potrivit agroinfo.ro. Cei care vor veni aici vor avea de unde alege, pentru că vor găsi chiar în curtea Ministerului Agriculturii produse din pește, din carne și din lapte, produse apicole, sarmale din Maramureș, dar și magiunul de prune topoloveni. Evenimentul marchează Ziua Mondială a Alimentației, care coincide în acest an cu aniversarea a 70 de ani de la înființarea Organizației pentru Agricultură a Națiunilor Unite. Tema din acest an este protecția socială și agricultura, întreruperea ciclului sărăciei în mediul rural. Ziua Mondială a Alimentației are scopul de a sensibiliza opinia publică internațională asupra problemei foametei și malnutriției în lume și are ca obiectiv principal combaterea acestui fenomen la nivel global, prin implicarea cât mai multor persoane prin diverse acțiuni. Potrivit unui raport realizat de FAO, în prezent, circa 1 miliard de oameni din țările în curs de dezvoltare trăiesc în sărăcie extremă, iar 78% dintre aceștia sunt în mediul rural. Târgul organizat de Ministerul Agriculturii își va închide porțile duminică. Doar 36.500 de euro mai sunt disponibile pentru sectorul ferme de familie, anunță Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Așadar, depunerea este deschisă pentru proiectele cu valoare mai mică decât această sumă. Valoarea totală nerambursabilă a tuturor cererilor de finanțare depuse pentru acest sector în cadrul sumăsurii 4.1, investiții în exploatații agricole, a fost de peste 20 de milioane de euro. Sesiunea rămâne deschisă până pe 30 octombrie. A venit timpul să aflăm cum va fi vremea pentru agricultură. Vă invit să urmăriți prognoza agrometeorologică. Meteorologii anunță că până la sfârșitul acestei săptămâni vremea se va menține mai rece decât normalul acestei perioade. Se prognozează precipitații sub formă de ploi locale în toate zonele de cultură ale țării, acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului. De asemenea, se pot înregistra cantități de apă mai însemnate din punct de vedere agricol. În Oltenia, rezerva de umiditate în stratul de sol, 0,20 de centimetri, se va încadra în limite satisfăcătoare. Ca urmare, procesele de germinare, răsărire și înfrunzire la culturile de toamnă, precum și cele de maturare la speciile pomii viticole, se vor desfășura pe ansamblul normal. Totodată, scăderea semnificativă a temperaturilor din aer și sol va determina o încetinire a ritmurilor de vegetație, în special în zonele de presionare. Specialiștii recomandă urgentarea pregătirii patului germinativ și semănatul culturilor de toamnă în epoca optimă, îndeoseb pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Alege TV vrea să fie mai aproape de dumneavoastră, așadar vă așteptăm să ne scrieți sugestiile sau problemele pe care le întâmpinați în relațiile cu autoritățile. În fiecare zi de vineri, în cadrul știrilor în agricultură, vom încerca să vă răspundem. Așteptăm să ne scrieți pe adresa știreagricole@alege.tv. Știrile din agricultură se încheie aici. Rămâneți alături de noi pentru că urmează Jurnalul Regional.